Haideți să discutăm această variantă care se poate întâmpla legată de posibilă asistarea gazelor de către Gazprom. Fie Gazprom se supără că iată acest audit așa și nu mai furnizează gaz în Republica Moldova, adică în stânga Nistrului ca să-l dea unde îl dă gratis, fie avem acest blocaj din partea Ucrainei. În această situație, regiunea transnistreană este mai mult decât a fost vreodată dependentă de Republica Moldova. Noi putem jongla pe aspectul ăsta ca să reintegrăm țara, în opinia dumneavoastră? Eu cred că noi și acum putem să facem acest lucru. Nu dăm gaz transnistru și s-a terminat. Gazul primim noi. Da. Moldova Gaz. Da. Nu le dăm gaz. De ce să așteptăm până când Ucraina va închide... Că-s cetățenii noștri, știți retorica. Foarte bine. Iată, bine că mi-a adus aminte, Vitalie. Atunci când se vorbește despre faptul că acolo există cetățenii noștri și noi trebuie să ne gândim la interesele lor și tot așa și tot așa, este o abordare absolut firească. Numai că, în mare parte, ea este una demagogică. Fiindcă atâta timp cât noi facem ceea ce facem, susținând din punct de vedere economic Transnistria, noi pur și simplu perpetuăm starea de prizonierată în care se găsesc cetățenii noștri în raport cu regimul de la separatist. Da. Și atunci, de ce într-un caz ne gândim la interesele cetățenilor noștri, dar în alt caz nu ne gândim? Asta da, este una la mână. Și al doilea lucru. Sigur, ca să mergi pe această cale și să folosești pârghiile economice pentru a pune la punct regimul de la Tiraspol, trebuie să ai în spatele tale o asigurare că situația nu va ieși de sub control. Iar aceasta ce înseamnă? Aha. Noi o să pierdem electricitatea ieftină pe care astăzi o primim de la Cucerdeam. Ok. Iar asta ține de stabilitatea socială din Republica Moldova. Dacă în Republica Moldova ar exista o națiune, ar exista o coeziune pe interior și tot cetățenii Republicii Moldova și politicul Republicii Moldova s-ar conduce după principiul după care s-a condus, de exemplu, societatea românească acum, atunci când a adoptat așa numită declarația de la Snagov, care însemna că toată națiunea a fost de acord. Da. Noi mergem în NATO și mergem în Uniunea Europeană. Moldovenii nu sunt de acord cu asta. Da, noi suntem divizați, practic suntem divizați aproape pe jumătate. Din acel moment, cu mâine, vor crește tarifele pentru electricitate cu scăderea drastică a nivelului de viață în Republica Moldova, cum se va comporta acest electorat? Și cine va veni la guvernare ca rezultat al acestei crize sociale în Republica Moldova? Și atunci ce propuneți? Adică nu că ce propuneți? Ce soluții vedeți? Să negociem cu Gușan? Până la identificarea soluțiilor, haideți să identificăm problema, pentru că aici domnul Țăranu are dreptate. Argumentul ăsta că, vezi, doamne, grijă pentru cetățenii noștri din stânga Nistrului, ne împiedică, sau nu doar că ne împiedică să tăiem livrările de gaz, dar ne impune, de fapt, să căutăm soluții și să le găsim ca să vină gazul neîntrerupt în stânga Nistrului, el sună foarte puțin credibil și dubios, adevărat, că așa sună, pentru că nu este motivul adevărat.